Primarii mehedințeni au din nou șansa de acces la fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților rurale. Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se pot accesa în perioada următoare proiecte pe mai multe axe, de la modernizarea drumurilor la cea a sistemelor de irigații. Să se constituie cât mai repede posibil acele asociații ale udătorilor. Dacă nu se constituie asociațiile udătorilor, nu se poate merge mai departe. Pentru că acele stații intermediare, de-a lungul canalelor, trebuie să vor fi retehnologizate de către guvern și vor fi predate spre folosință acestor asociații ale udătorilor. Pentru a se asigura că primarii nu vor mai rata și anul acesta trenul care le poate aduce finanțări europene, directorul AFIR Oltenia le-a prezentat edililor toate noutățile programului. Edilii mehedințeni au încercat să caute o rezolvare și unei probleme care afectează deopotrivă traficul rutier național, dar și județean și comunal. Facem o asociere, găsim o soluție, Consiliul Județean, cele două localități, astfel încât am putea să evităm dealul Colibașului, care toți știți ce probleme există. 1 milion de euro pentru Malovăț, 1 milion de euro pentru Șișești, cred că soluția ar fi rezolvată. Propunerea primarului comunei Șișești nu se încadrează însă în prevederile contractelor finanțate prin Agenția pentru Investiții Rurale, iar singurii care pot rezolva această problemă sunt cei de la Compania Națională de Drumuri. Pe de altă parte, primarii pot obține finanțări pentru asfaltarea drumurilor comunale, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii culturale sau pentru școli. În perioada imediat următoare, în jurul datei de 1 martie, se vor deschide sesiunile pe ceea ce înseamnă beneficiari publici. Se vor lua de măsura 72-76. Asta înseamnă drumurile comunale, precum și 4-3 drumurile de exploatație agricole. Cele două măsuri pot să spun că la nivelul județului Mehedinți, 2015-2016, Mehedinți se află undeva oricum în primele județe. Avem deja jur de 20 de primării pe drumurile comunale și 5 primării pe drumurile de exploatație. De asemenea, și pe 7-2 cumulat cu 7-6, sunt în jur de 15 primării care au accesat pentru cămile culturale, respectiv pentru grădinițe. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea online pe pagina oficială a agenției www.afir.info. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul agenției, la secțiunea Investiții PNDR, în pagina dedicată fiecărei sub măsuri de finanțare în parte.